Umanismul afirmă valoarea, demnitatea, autonomia omului, mizând pe faptul că libertatea individuală e contrabalansată de responsabilitate socială, de o viață trăită în pace și toleranță. Ceremoniile sunt evenimente personalizate cu caracter simbolic, fără forță juridică. Ele împletesc ritualul și sentimentul de comuniune, fără a avea implicații de natură religioasă. Ceremoniile umaniste sunt evenimente speciale, menite să marcheze momente aparte din viața voastră, precum rostirea unui jurământ de dragoste sau venirea pe lumea unui copil. Abordăm fiecare ceremonie într-o manieră originală, personalizată conform preferințelor voastre. Oficiem atât ceremonii de nuntă și înnoirea jurămintelor, cât și ceremonii de numire a copiilor. Tariful pentru un pachet standard de servicii este de 1000 de lei, însă pachetele pot fi negociate și personalizate conform preferințelor voastre. Ceremoniile umaniste au o valoare simbolică. De fapt, singurele ceremonii care produc efecte juridice sunt cele oficiate de ofițerii de stare civilă. Spre deosebire de ceremoniile care urmează un scenariu strict și au un orar standard, ceremoniile umaniste pot dura cât timp dorește cuplul. Oficiantul își va structura discursul după indicațiile primite în cadrul discuțiilor preliminare. Da, organizăm și astfel de ceremonii, în care părinții își prezintă copilul prietenilor și familiei, anunțând totodată numele pe care l-au ales. La fel ca ceremoniile de nuntă, și ceremoniile de numire pentru copii pot fi personalizate. Bineînțeles! Ceremoniile umaniste nu au o componentă religioasă, prin urmare nu se limitează la anumite perioade din an. Organizăm ceremonii oriunde, fie pe vârful muntelui, la malul mării, într-o grădină, acolo unde dorește cuplul. Cu siguranță, organizăm și ceremonii pentru persoane de același sex, deoarece evenimentele sunt simbolice și nu produc efecte juridice. În prezent, suntem 3 oficianți care am urmat programul de pregătire și am primit certificarea necesară pentru susținerea ceremoniilor. Însă, echipa oficianților va crește. Pentru a deveni oficiant, trebuie să urmezi un program de pregătire profesională, la finalul căruia vei susține un examen. Pentru detalii suplimentare, te invităm să ne contactezi.